Ну вот, вот сейчас, ну вот еще. Сейчас, așa. Bun. Facem post, fac postarea asta pentru că cineva m-a întrebat care sunt suplimentele pe care ar trebui să le folosească cineva pentru sănătate. Nu ar trebui să folosească nimeni suplimente pentru sănătate. Începem cu asta. Ce avem să fac asta? În primul rând, nu trebuie să faci absolut nimic. Nu trebuie. Dar poți sau este necesar să faci niște lucruri ca să poți să fii sănătos. Acum, când vine vorba de sănătate, o să vă recomand și oricine înțelege viața cu adevărat, o să știe și o să înțeleagă că este nevoie de cât mai multe lucruri naturale și cât mai simplu. Cu cât complici lucrurile, înseamnă că te depărtezi de sănătate. Bun. Simplu și concret, ai nevoie de fructe și legume în viața ta. O să vă spun ce folosesc eu ca să mențin un stil de viață cum cred eu că este sănătos, astfel încât să funcționez eficient. Și începem cu ce încep eu dimineața. Dimineața la mine începe cu spirulină. Toate produsele pe care le-am aici sunt de la Jim Beam, eu colaborez cu ei. Dacă alegeți să faceți cumpărături de la ei, puteți să folosiți codul JOSMOVE5, în felul acesta mă susțineți. Și pot să vin în continuare cu conținut și pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube, dar puteți să le luați de unde vă este vouă convenabil. Mie îmi place să comand de la ei pentru că au transportul rapid, sunt produsele super ok, super calitative, raportat la preț. Primul supliment din zi pentru mine este spirulina și iau 7 capsule din asta. Apoi încep micul dejun care conține mai multe lucruri, conține spanac, conține țelină, fructe. În prima parte a zilei mănânc fructe. Nu mai mănânc ouă, nu mai mănânc lucruri care îngreunează digestia, mănânc ceva foarte, foarte ușor digerabil. Și în shake-ul ăsta pe care l-am făcut aici și găsiți rețeta și pe TikTok și pe Instagram, am pus semințe de chia, am pus o lingură de semințe de bucăți de ciocolată, toate sunt bio. Ce avem aici? Cânepă. Toate astea pe care vi le prezint au o grămadă de proprietăți, semințele în sine au o grămadă de proprietăți benefice, sunt esența vieții, dacă vreți. Nu degeaba, dintr-o singură sămânță iese o plantă. Sunt pline de energie și puterea semințelor este extrem de mare în viața noastră. Bun, am semințe de in, iarăși pun o linguriță în shake-ul pe care îl fac. Ce mai pus? Pun o banană, am pus rodie, am mai pus, și că l-am aici, am mai pus rodie, am pus banană, am pus lapte de migdale, am pus scorțișoară și am pus și o cupă de proteină. Pentru că am nevoie să mă refac, am febră musculară, că am făcut ieri un antrenament intens. Asta este pentru fitnessiști. La fiecare masă principală folosesc după masă câte o lingură de tărâțe de psyllium înmuiate în apă. Acum, tărâțele sunt foarte importante în viața noastră pentru că susțin un sistem digestiv foarte sănătos. Umflă colonul, cresc astfel, de fapt dilată, extind colonul, mărind în felul acesta suprafața și capacitatea noastră de absorbție a nutrienților, scade inflamația în corp. Fibrele nu trebuie să le luați neapărat din suplimente, este foarte recomandat să le luați din fructe și legume. Sunt de două feluri, sunt solubile și insolubile. Cele solubile sunt cele care se umflă și le găsiți în măr, în toate fructele. Iar cele insolubile le găsiți în coaja fructelor și uite, de exemplu, pentru că nu am mai avut ocazia să mănânc foarte multe mere, am găsit fibre insolubile de măr. Fiecare fibră, fiecare tip de fibră are rolul ei în organism. Dacă le iei din este foarte recomandat să le iei dintr-o sursă naturală. Dar dacă nu ai timp, este mult mai eficient să bagi o linguriță, cum am băgat și eu aici, în shaker-ul și să îl bei în prima parte a dimineții să-ți vezi de treabă. Apoi, mai folosesc tot la shake-ul ăsta o grămadă de lucruri. Folosesc în prima parte a zilei pentru că am nevoie de toți nutrienții sau vreau să am toți nutrienții. Pudră de sfeclă roșie, o linguriță, o grămadă de fier are și asta. Bun. Dimineața, în cazul în care vrei să-ți faci micul dejun și în zilele în care am poftă să nu mai vreau să mai beau shake-ul, am poftă de cereale, folosesc mixul ăsta de cereale. Ok? Sunt fulgi de ovăz, cu fructe uscate și cu semințe. Mai departe, înainte de fiecare masă principală, v-am arătat și pe Instagram, v-am arătat la story-uri, folosesc o linguriță de unt ghee, unt clarificat. Are o grămadă de proprietăți, este anti-inflamator, are o grămadă de proprietăți antioxidante, este folosit în medicina preventivă indiană de secole și eu de-abia am aflat de el când am apărut pe site-ul de la Jim Beam. Alt unt pe care îl folosesc cu plăcere și pentru sănătate este 100% unt de arahide. Nu are absolut nimic
nu are alte ingrediente nenaturale, nu are ulei de palmier, nu are zahăr adăugat, este 100% natural. Ăsta împreună cu miere, o linguriță sau două lingurițe de miere puse pe pâine, clasic, în mijlocul zilei mă ajută să continui. Dacă nu vrei miere, poți să folosești sirop de agave, eu am rămas fără, sincer. Pe ăsta prefer să-l folosesc la cafea și pe ăsta îl folosesc la sandwich-ul cu untul de arahide. Ca să scad consumul de calorii atunci când gătesc, folosesc spray-ul ăsta cu ulei de cocos, spray-ul ăsta de cocos și tot ulei de cocos sau unt de cocos, cum se zice, ulei. Este moale acum pentru că este cald afară, dar când este puțin mai răcoare se întărește. Pe ăsta îl folosesc, poți să-l folosești și la gătit. Eu personal îl folosesc ca cremă hidratantă. Seara înainte de culcare îmi dau pe corp. Este ideal, este cât se poate de natural și eficace atunci când vine vorba de piele uscată. Îl folosesc de ani de zile. În shake-ul de dimineață, am uitat să spun, dacă nu folosesc semințele de int, pot să folosesc și o linguriță de ulei de semințe de in. Este o sursă foarte importantă de omega 3. Așa? Și cam atât. Astea sunt suplimentele legate de sănătate. Este doar ce folosesc eu. Bineînțeles, gama de suplimente pe care o găsești pe Jim Beam este mult mai mare, dar astea sunt cele pe care eu le consider esențiale și nu vreau să-mi complic viața mai mult de atât. Tot ce este în punga asta am de 2 luni de zile, cred. Deci, pentru că folosesc foarte puțin din ele, câte o linguriță în shake-ul de dimineață, mă ține destul de mult. Untul de arahide se termină cel mai repede. Ăsta, iarăși, n-a costat foarte mult, este foarte bun la preț. Și mă ține, l-am păstrat de două luni de zile, 3 luni, cam așa, nu? Și s-a dus doar jumătate. Untul ghee, iarăși, se duce destul de repede pentru că este foarte bun. Îl folosesc și la rețeta cu ficăței. Și celelalte, bineînțeles, se duc și ele repede. În schimb, asta reprezintă stocul pe care puteți face pentru sănătatea voastră și să vă țină vreo 3 luni de zile, între 2 și 3 luni de zile, poate chiar mai mult. Cam atât am avut de zis despre asta. Spor în ce vreți voi să faceți, vă doresc să fiți sănătoși și noi ne vedem peste tot, și pe TikTok, și pe Instagram, și pe YouTube. Pa, dragilor!